Vorbesc astăzi la cartea unui fotograf. Am avantajul că multe personaje care apar în această carte le-am cunoscut și eu, pentru că sunt prieteni cu Manu, îi voi pune Manu de acum încolo, de aproape 50 de ani. Este o carte simplă, nu simplă ca scriitor. Este ca un film vechi, făcut de studiourile din America, ceva simplu și foarte emoționant. Prima parte este o parte minunată. Este o Franță care era înainte de război. Apreciez această parte în mod deosebit, vom obține o parte tristă cu cei care au fost închiși, cu cei care s-au revoltat, cu cei care au apucat să mai iasă, în 1964, acolo sunt niște istorii total tragice. Dar prima parte curge normal, simplu. Cum să vă spun? Ca din ceva natural, apreciez foarte mult ceea ce a făcut Emanuel Tejal în această carte. Nu este la prima carte, la prima carte cu text, vreau să spun, fiindcă de fotografia lui s-a tot vorbit, dar consider prin ceea ce a scris acum, prin descrierile pe care le-a făcut, care amintesc de pe undeva de Margaret Mitchell, pe Arhivele Pântului, cu descrierile de la Conacul de la 12 Stăjar, sau cu descrierile lui Carl May în Vinetul, deși Carl May n-a trăit niciodată în America, deci niște descrieri minunate. Și pentru aceasta consider că această carte este, de fapt, adevăratul debut al lui Emanuel Tejal, cel puțin din punctul meu de vedere, al lui Emanuel Tejal în literatură. Deși este o carte autobiografică sau biografică sau privind o speță de mea din Franța, felul cum e scris îl consider ca adevăratul debut, repet, al lui Emanuel Tejal în fotografie. Întâlnim expresii uneori poate puțin ciudate, privire rectangulară, ne vizime cu gândul la un fotograf. Întâlnim multe regionalisme, zile, nu în ucitaș, ci în locul unde se făcea, unde s-a zăpostat alimente. Deci că vine din germanul chiar, deși în cadrul Franței nu era o putere supramundeană. Sunt expresii uneori rare. România a avut neșanța să fie în granițe cu Uniunea Sovietică. Da? Toate acestea construiesc o imagine poate puțin idilică a satului dinainte de război. Emanuel Tejal n-a apucat satul dinainte de război, s-a născut în 1944, să nu uităm. Dar ce făcea Emanuel Tejal când era atât? Ceva ce ne lasă cu gura căscată. Umbla cu un reportofon în satele Franței, în satele din jurul satului de unde erau părinții lui, din Colacul, și făcea înregistrări. Cam cum face sau a făcut și face și azi Dona Rosaș. Da? Istorie orală. Se ducea la oameni care știau că au avut de-a face cu regimul comunist, cu ororile regimului comunist. Pe vremea era puțin inconștient, dacă era prin sorbent asta, nu știu dacă i-a fost tocmai bine și celor care vedeau pe care ne registra iar i-a fost bine, fiindcă deja erau cu oameni de pușcări în spate. Dar asta făcea mai mult ca așa la atunci. Și partea a doua cărții este construită din mărturile acestor oameni. Mărturii care azi sunt istorie, dacă n-ar fi făcut mama această chestie, azi aceste povestiri erau absolut pierdute.
Nu vreau să vă rețin mai mult. Partea fotografică este iară deosebită, deși aici are un rol pur explicativ, pur pentru a documenta textul, dar iară sunt câteva imagini care astăzi sunt documente. Și mă bucur că m-am făcut această carte, că ne-a dat posibilitatea să aflăm aceste istorii care fără el s-a fi pierdut. Și mă bucur să-i urez lui Emanuel Dejară prin această carte, cum venit în literatura română. Vă mulțumesc!